Pompierii militari de la subunitățile din Vicovu de Sus și Rădăuți împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Voitinel și Gălănești au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță smurd pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din Voitinel. La sosirea echipajelor ardeau casa de locuit și acoperișul anexelor gospodărești, corp comun, cu pericol de propagare la proprietatea învecinată. Incendiul a fost lichidat la ora 2.15 minute. Au ars casa de locuit pe o suprafață de aproape 110 metri pătrați bunurile din interior și acoperișul construcțiilor anexe pe 60 de metri pătrați. Incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza jarului sau a scânteilor provenite din coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile. Din fericire nu s-au înregistrat victime, iar pompieri au salvat gospodăria învecinată.